Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu consideră faptul că România începe să-și revină la normalitatea firească, atât pe plan politic, cât și în domeniile economic și sanitar, odată cu aprobarea de către guvern a pachetului social inițiat și susținut de PSD. Însă domeniul energetic se confruntă în continuare cu o criză generată de scumpiri și de furnizorii care ignoră legea plafonării prețurilor la energie electrică și gaze. Guvernul a aprobat pachetul social inițiat și susținut de PSD, prin care, începând din această lună, vor crește alocațiile, punctul de pensie, salariul minim și vor beneficia de sprijin cei mai vulnerabili dintre români. Deputatul Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Vă spuneam zilele trecute că datorită începerii unui nou an fiscal, ianuarie a devenit întotdeauna cu o întârziere de 2-3 zile la plata pensiilor. Între timp, domnul ministru al Marius Constantin Budăi, împreună cu conducerea Poștei Române, au identificat soluții pentru această problemă. Astfel, nu numai că pensiile vor ajunge la timp, dar vor fi acordate chiar mai devreme decât în anii precedenți, în ciuda tuturor dezinformărilor propagate în rândul pensionarilor. În ceea ce privește pandemia, mai multe țări au raportat recorduri absolute de infectări cu COVID-19, motiv pentru care este esențial să fim cât mai bine pregătiți pentru a combate noul val. Domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a luat deja toate măsurile pentru asigurarea stocurilor de medicamente din spitale. Au fost înființate structuri județene pentru coordonarea spitalelor și urmează a fi activate centre pentru testare și tratament pentru persoanele cu simptome ușoare sau medii. Totodată vom implica medicii de familie în activitatea de testare COVID pentru a permite identificarea și tratarea din timp a persoanelor infectate, a mai transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. Referitor la domeniul energetic, deputatul îi cere ministrului energiei urgent sancționarea furnizorilor care nu respectă plafoanele de prețuri impuse. În vederea reducerii impactului inflației, este foarte important ca ministrul energiei să identifice de urgență soluții pentru sancționarea furnizorilor care nu respectă plafoanele de prețuri impuse, precum și pentru acordarea compensărilor pentru furnizorii care vând energia la prețurile plafonate, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu.